Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Până acum am vorbit mult și bine despre cele mai rele mașini fabricate peste tot prin lume, dar pentru astăzi am pregătit o altfel de listă. Dacă vă place acest clip, nu uitați să-i dați un mare like, dar deocamdată țineți-vă bine de orice aveți prin preajmă, pentru că mașinile la care urmează să ne uităm o să vă zdruncine imaginația. O singură regulă am respectat. Toate modelele despre care vorbim astăzi trebuie să fie produse în serie și disponibile la vânzare atunci când au fost fabricate și nu prototipuri sau mașini concept. Haideți să nu mai întârziem și să începem cu primul model de pe lista de astăzi și poate cel mai cuminte dintre toate, pe locul 10, Plymouth Prowler. Dacă vezi pentru prima dată această mașină, poți fi tentat să crezi că este destul de nouă după cum arată, dar te-ai înșela. Producția a început în 1997 și având în vedere că prototipul modelului Prowler a fost arătat prima dată publicului în 1993, designul are aproape 30 de ani. În opinia mea, a îmbătrânit foarte bine, arată absolut fabulos. Deci ce este această mașină și cum a ajuns să existe în realitate? Ei bine, este un automobil de serie cu un design retro, menit să arate ca un hot rod și a fost produs între 1997 și 2002 de compania nord-americană Plymouth și mai târziu vândut sub sigla Chrysler. De ce arată așa? Pentru că designerii au primit frâu liber să conceapă un hot rod modern sau un sportster care să arate cât se poate de bine fără să-și bată capul cu costul de producție sau aspecte de marketing, care în mod normal afectează designul final al oricărei mașini. Iar directorul de atunci de la Chrysler a autorizat producția fără nicio ezitare. Prowler era un halo car și avea misiunea să pună marca Plymouth sub lumina reflectoarelor și să capteze entuziasmul pasionaților de hot rod din SUA și Canada. Mașina avea multe elemente ciudate, dar unul din cele mai șocante nu avea portbagaj. Avea un mic spațiu de depozitare în spate, dar fără să exagerez, nu încăpea mai mult de un rucsac în el. O singură motorizare a fost disponibilă, un V6 ce dezvolta 253 de cai putere și propulsa mașina de la 0 la 100 de km pe oră în 6 secunde. Cutia de viteze era automată, în 4 trepte, amplasată în spatele pasagerilor și astfel greutatea era distribuită egal între puntea față și puntea spate. S-au produs puțin peste 11.000 de exemplare și prețul de pornire era $38.000, exact cu cât se vinde și acum un exemplar pe piața de mașini second-hand din SUA. Următorul model vine tocmai din Japonia și este cel mai ciudat vehicul utilitar posibil. Pe locul 9, Nissan S-Cargo. Această mașină este atât de ciudată încât nici nu știu de unde să încep să vă povestesc despre ea. Dintr-un motiv greu de înțeles, au făcut-o să arate ca un melc. Și dacă asemănările nu te-au convins încă, ei bine, denumirea ei este S-Cargo, dar se aude aproape ca S-Cargot, care în franceză înseamnă melc. La capitolul mașini venite din lumea bizară, acest model scrie o pagină lungă. Roata de rezervă era amplasată sub scaunul șoferului. Dacă depășeai 100 de km la oră, scotea un sunet de avertizare care nu putea fi oprit și continua să se audă până reduceai viteza. Radioul din fabrică funcționa doar pe frecvențe între 76 și 90 de MHz, deci nicio șansă să prinzi Virgin Radio. Când o puneai în marșarier, scotea un sunet iritant de avertizare, dar nu în exterior să avertizeze pe ceilalți, ci în interior să avertizeze șoferul, bănuiesc. Rezervorul de benzină avea o capacitate de doar 25 de litri și mulțumită unei cutii automate în 3 viteze, mașina consuma foarte mult. Pe lângă cele amintite, mai avea o mulțime de ciudățenii și defecte de design și proiectare și oricare a fost logica pentru că această mașină să existe vreodată, doar 8.000 de exemplare s-au fabricat și după 2 ani, în 1991, producția a fost oprită. Dacă o mașină care seamănă cu un melc nu este pe gustul tău, ce zici de una care seamănă cu un porc? Pe locul 8, Bufori Geneva. Designul auto se inspiră din cele mai ciudate locuri, dar în cazul lui Bufori Geneva, pur și simplu m-a lăsat fără cuvinte. Vorbesc acum fiindcă m-am obișnuit cu ea, dar când am văzut-o pentru prima dată, singurul lucru care mi-a trecut prin minte a fost de ce? Dintr-un infinit de posibilități, de ce să o faci să arate așa? Cineva s-a uitat la această mașină și a spus, arată excelent, să o producem în serie. Și se produce din 2010 până în prezent. Și este o mașină de lux care se vinde la un preț de peste $300.000. Are un motor Hemi V8 care dezvoltă 470 de cai. Panourile mașinii sunt realizate din fibră de carbon și kevlar și are portiere sinucigașe. La interior, pasagerii din spate se bucură de un expresor de cafea, un dispenser de apă caldă sau rece, un set de ceai, un frigider, un minibar și chiar un umidificator pentru trabucuri. Mașina este produsă în Malaezia de către compania Bufori, companie înființată în 1986.
În toată istoria ei, această companie a produs 7 modele de automobile, iar cel mai longeviv dintre ele se numește Bufarila Gioia și se produce din 2004 până în prezent. Dacă tot am vorbit de surse de inspirație în designul auto, următorul model trebuia să captureze esența unui yacht de lux. Trebuia? Sau asta a fost intenția designerului Ken Greenlay? Pe locul 7, SsangYong Rodius. Acesta este faimosul Rodius, iar după lansare, presa internațională l-a numit Odius Rodius. Unii jurnaliști au spus că fața acestei mașini seamănă cu expresia unui hipopotam luat prin surprindere și că este atât de urâtă încât toate regulile despre ce înseamnă urât au fost rescrise. Revista Top Gear a spus că arată de parcă a fost desfigurată într-o bătaie într-un pub și cusută înapoi de un orb. După o listă lungă de metafore și analogii, majoritatea negative, despre aspectul acestei mașini, cei de la SsangYong au decis să răspundă la critici și au spus că mașina nu este deloc urâtă, ci vine cu o componentă emoțională puternică care o va pune în centrul atenției oriunde se va afla. Nu știu despre voi, dar pe mine nu m-au convins deloc. Mașina în sine era mai mult decât decentă, era un MPV sau multipurpose vehicle care își făcea treaba onorabil. Putea fi cumpărată cu 7, 9 sau chiar 11 locuri. Spațiul interior era foarte mare, iar dotările erau generoase. Motorizările proveneau de la Mercedes și erau fiabile și rezistente. Nu cele mai performante, dar mașina compensa la capitole precum spațiu interior, practicabilitate, preț și garanție extinsă. Dar designul ciudat nu a ajutat-o deloc. În Europa a fost retrasă de pe piață după 4 ani, iar în restul lumii s-a vândut în mare parte ca mașină de închiriat sau taxiuri de aeroport, pentru că putea transporta o familie numeroasă sau un grup mare de oameni și o cantitate de bagaje însemnată. Până acum, măcar ne-am dat seama de unde se inspiră designul mașinilor la care ne-am uitat, dar la următoarea s-ar putea să fie cam greu. Pe locul 6, Fiat Multipla. În sfârșit, un model pe care majoritatea dintre noi îl cunoaștem pentru că este produs în Europa și îl vedem uneori chiar pe străzile din România. Un lucru mai puțin știut, modelul din 1999 nu este prima generație de Multipla. A mai existat un model produs între 1956 și 1969, model care la rândul lui este extrem de ciudat. Faimosul realizator TV, Jay Leno, deține una în colecția lui personală de mașini. Fiat a pus un sticker pe luneta din spate a mașinii care spunea "Wait until you see the front". Cumva, într-o traducere brută, dacă spatele te-a șocat, stai să înveți fața. Înțeleg de aici că se mândreau cu designul ei, dar după lansare, mașina a avut parte de reacții mixte și foarte puternice. Unora le-a plăcut, altora mai puțin sau deloc. The Daily Telegraph a pus mașina pe locul 2 în top 100 cele mai urâte mașini realizat de ei în 2008 și a spus că, încercând să se îndepărteze de designul plictisitor din anii 80 și 90, Fiat a încercat să gândească în afara cutiei, dar în cazul lui Multipla nu a făcut altceva decât să pună roți la cutie. Afirmația e cam dură și răutăcioasă și nu pot să mă declar într-o totul de acord, pentru că mie personal îmi place mașina. Nu îmi place în același fel cum îmi place un Ford Mustang sau un BMW M3, dar trebuie să recunosc că designul este îndrăzneț atât la exterior cât și la interior și o văd ca pe o pată de culoare în lumea plictisitoare a mașinilor de familie. Următoarea mașină este foarte ciudată, mai ales pentru că poartă sigla Bugatti. Pe locul 5, Bugatti Type 101 Exner Ghia. Această mașină vine dintr-o eră îndepărtată, când producătorul fabrica șasiul, motorul și transmisia, apoi mașina ajungea la un carosier pentru a primi o caroserie după specificațiile și dorințele clientului. Pentru a reporni producția după al doilea război mondial, în 1951 Bugatti realizează șasiul Type 101, dotat cu un motor cu 8 cilindri în linie și 3257 de centimetri cubi, motor care dezvolta 135 de cai sau în varianta cu supercharger 190 de cai. 7 șasiuri 101 s-au construit în total, iar ultimul a ajuns pe mâna celor de la caroseria Ghia din Turin, Italia. Cei de la Ghia colaborau cu designerul american Virgil Exner și au propus acestuia să realizeze designul pentru caroseria acestui Bugatti. Mașina a primit numele carosierului Ghia și a designerului Exner și a fost expusă la salonul auto de la Turin în încercarea de a reînvia brandul Bugatti. Dar aranjamente pentru o producție mai mare nu s-au putut realiza din motive financiare. Exner a deținut mașina până la moartea sa în 1973, iar după aceea a mai fost văzută la concursul de eleganță care are loc anual la Pebble Beach, California. Următoarea mașină de pe listă este iar o surpriză. Când spui Aston Martin, te gândești la multe modele, dar cu siguranță nu la următorul. Pe locul 4, Aston Martin Lagonda. Oricât de mare ar fi uimirea, da, ne uităm la o limuzină cu 4 uși fabricată de Aston Martin.
Nu este nici prima și nici ultima de acest gen care poartă sigla constructorului britanic, dar este una din cele mai ciudate. Lagonda a fost pusă la vânzare la jumătatea anilor 70 și pe atunci cred că arăta de parcă s-a întors din viitor. Un Aston Martin care păstrează pedigriul de performanță al constructorului, dar în același timp este și o limuzină de lux cu un design absolut șocant. Acesta este cuvântul, cred că asta simțeau oamenii când o vedeau prima dată în anii 70, stare de șoc. Dar nu numai designul era șocant, mașina costa aproximativ 330.000 de euro în banii de astăzi. Aston Martin fabrica în medie un exemplar pe săptămână și în total s-au vândut 645 de exemplare până în 1990, când producția a fost oprită. Mașina a suferit minore modificări de-a lungul timpului, atât la exterior cât și la interior, dar motorizarea a rămas aceeași până la sfârșitul producției, un V8 de 5,3 litri care dezvoltă 280 de cai putere și începând cu 1985 a primit un sistem de injecție renunțându-se la carburatoare. În 2015, Aston Martin readuce brandul Lagonda la viață și fabrică o ediție limitată numită Aston Martin Lagonda Taraf. Doar 120 de exemplare s-au vândut la un preț de $1.000.000 fiecare și putea fi cumpărată numai cu invitație din partea celor de la Aston Martin. Cuvântul Taraf vine din limba arabă și înseamnă luxul suprem, iar atunci când se fabrica, Lagonda Taraf era cea mai scumpă limuzină din lume. Următorul model vine tot din Marea Britanie și tot din anii 70, dar este total opusul lui Aston Martin Lagonda. Faceți cunoștință cu ceva ce este foarte greu de explicat în cuvinte. Pe locul 3, Marcos Mantis M70. Marcos a fost un constructor britanic care a proiectat și fabricat multe mașini sport destul de interesante, dar odată cu ele a dat naștere și la multe ciudățenii. Una din ele a fost Marcos Mantis M70. Mașina era menită să fie un cupe luxos cu 4 locuri și un portbagaj spațios care să ofere vizibilitate bună și manevrabilitate excelentă datorită centrului de greutate foarte jos. În teorie, intenții bune, dar în practică s-au pierdut în traducere. Indiferent din ce unghi te uiți la această mașină, ai senzația că este scena unei crime vizuale și estetice. După ce au făcut această capodoperă, au și încercat să o vândă la oameni care să plătească bani adevărați pe ea și să o ducă acasă unde să o vadă în fiecare dimineață. Aici lucrurile nu au mers prea bine, doar 32 de exemplare au fost construite și vândute în total și nu se știe câte mai există în zilele noastre. Acest model a afectat financiar foarte tare compania Marcos. O cantitate mare de bani a fost cheltuită pentru dezvoltarea lui, bani care nu au mai fost recuperați niciodată. Modelul care urmează este special și pe lângă un nume ciudat, are o poveste mai mult decât interesantă. Pe locul 2, Stutz Black Hawk. Compania Stutz producea mașini de lux la începutul secolului și chiar a fabricat prima mașină sport americană, dar în 1935 și-a închis porțile. Virgil Exner, designerul despre care am mai vorbit astăzi, împreună cu un bancher, au reușit să strângă fonduri și să reînvie compania în 1968, iar primul model realizat s-a numit Black Hawk. A avut un impact atât de mare la lansare, încât al doilea exemplar fabricat a fost cumpărat chiar de Elvis Presley. În 1971, Black Hawk era cea mai scumpă mașină de pe piață, mult mai scumpă decât cele mai bune modele de la Rolls-Royce și se vindea cu aproximativ $142.000 în banii de astăzi, dar până în 76 prețul a trecut de $200.000. Mașina era construită pe un șasiu Pontiac, iar caroseria a fost realizată de carosieri din Italia, precum Padane sau mai târziu Saturn. Mânerele la uși, scaunele și instrumentele de bord sunt luate de la Maserati, geamul din spate de la Ferrari, consola centrală este placată cu aur de 24 de carate, iar jantele sunt primele de 17 inci montate pe o mașină de serie și cauciucurile erau run flat fabricate de Firestone special pentru acest model. Motorul dezvolta 450 de cai putere, foarte mult pentru acea vreme, iar dacă evacuările laterale ți se par interesante, sunt doar de design, nu sunt funcționale. Aproximativ 600 de exemplare au fost fabricate până în 1987, când producția a fost oprită. Următorul model și ultimul de pe lista de astăzi este de departe cel mai ciudat. Un supercar din Japonia, o mașină de performanță care arată ca un peștișor foarte fericit, pe locul 1, Mitsuoka Orochi. Designul lui Orochi, conform spuselor producătorului, se inspiră de la un dragon legendar cu 8 capete din cultura japoneză și menirea mașinii era să reprezinte un supercar cu design fashion sau la modă. Nu știu exact cum funcționează asta, dar înfățișarea acestei mașini a lăsat loc de multe discuții.
cât despre partea de supercar, și aici este discutabil. Era fabricată pe platforma Honda NSX, avea motorul amplasat central, tracțiunea spate și o distribuție egală a greutății între punți, dar mașina dezvolta în jur de 200 de cai putere din propulsorul de 3,4 litri de proveniență Toyota și performanțele ei nu o puneau tocmai lângă vreun Ferrari sau Porsche. Designul datează din 2001, când mașina a fost arătată prima dată la salonul auto de la Tokyo, dar producția a început în 2006 și primele exemplare au fost disponibile la vânzare abia din 2007 și s-a vândut cu prețuri începând de la 80.000 de dolari americani, dar au fost și ediții limitate sau exemplare unicat care au avut prețuri mai mari de 150 sau 170.000 de dolari. Producția a încetat în 2014 și am găsit informații că în total au ieșit pe ușa fabricii aproximativ 120 de exemplare. Chiar dacă în Europa nu prea am auzit de această companie, Mitsuoka este un constructor de mașini destul de cunoscut în Japonia și a fabricat multe modele interesante, dar niciunul lipsit de elemente care mai de care mai ciudate sau mai bizare. Și cu Orochi am închis lista de mașini ciudate. Spune-mi în comentarii dacă știi vreo mașină mai ciudată decât cele la care ne-am uitat astăzi și dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să te abonezi la canalul meu. Ca de obicei, eu sunt Cristian, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final și până la următorul episod ne vedem jos în comentarii. Cu bine!